clar au fost și când ați fost de echipa lui Despot. Și zic, unde, dar ce glumă bună am zis. Favoritul publicului este... Ștefan Știucă! Ștefan Știucă! Vorba colegilor lui, susținătorilor, bravo Știucă! Ușor, mersi frumos! Ștefan, știu că drumul tău merge într-acolo, spre live-urile, spre următoarele live-uri de la Vocea României. Ștefan, știu că... Ei bine, și să continuăm în aceeași notă. Stați un pic, el n-a terminat, o să mai urle și iar în București, chiar la intrare. Dacă urlă cineva în această noapte, el este. Nu vă speriați! Nu chemați poliția, este Ștefan Știucă. Știu că Tudor Chirilă va lua o decizie. Și de aceea zic, decizia lui Tudor Chirilă este... Eu zic să așteptăm până pleacă Știucă din studiouri. Daria, Lidia sau Maria? Aceasta e întrebarea. Astea sunt momentele nasoale pentru noi, că e foarte greu să te desparți de doi concurenți, ăsta e show, dar mereu îți vine să spui chestia asta. Pentru mine, ceea ce mi-am dorit de la voi a fost împlinit. Chiar cele care nu veți merge mai departe, aveți o carte de vizită de arătat la Vocea României excepțională. Aveți niște momente frumoase, ele s-au întâmplat chiar în seara asta. Vă felicit pe toate trei, dar am să merg mai departe cu Maria. Maria Rădeanu! Don Quixote merge mai departe cu Dulcinea, iar Sancho Panza zice, dacă vrei tu așa, stăpâne, așa va fi.